o piesă importantă din ansamblu servomotor hidraulic de direcție, avem axul de comandă. Este nou. Trebuie să luăm după cel vechi, am luat angajorul mențe cu franșa. Montează prima cămașă de rulment, se introduce rulmentul între cele două franșe. Urmează al doilea cămașă de rulment. Între cele două cămăși de rulment se montează această flanșă, flanșa cu arcuri și de comanda distribuitorului cu sertaraș. În această poziție urmă vine încă o cămașă de rulment interioră. Pentru a da voie să rotească planșa, urmează cămașa cu rulmenți, cu nuna cu rulmenți. Urmează a doua cămașă de rulment, perechea. Urmează placa pentru siguranță. Urmează piulița. Piulița are un guler, pentru că acest guler se presează în acest locaș pentru a pune siguranța la piuliță să nu se desfacă de pe axul de comandă. Am sunat piulița pe flanșa cu arcuri, pe rulmenți. La strângere să avem grijă să nu strângem prea tare, rulmentul să învârtă liber, ușor, fără șoc. S-a strâns siguranța pe ax, pe piuliță.